Printr-un comunicat de presă redactat și transmis de pe un iPhone, senatorul Romașcan Dan Manoliu înștiințează electoratul că au fost aduse modificări la legele electorale 370 din 2004 și 208 și 288 din 2015. Modificările privesc mărirea numărului secțiilor de votare și extinderea programului de votare. Iată comunicatul în întregimea lui. Dragi nemțeni, Astăzi am încheiat lucrările din Comisia Specială pentru Modificarea Legilor Electorale privind desfășurarea alegerilor prezidențiale din diaspora. Astfel am adus modificări la legile 370 per 2004, 208 per 2015 și 288 per 2015. În aceste modificări s-a produs extinderea perioadei de exercitare a votului în străinătate, astfel de vineri ora 12 până duminică ora 21 cu posibilitatea prelungirii până la maximum ora 23 și 59 de minute mărirea numărului de secții de votare și a numărului de membri din biroul secțiilor de votare extinderea votului prin corespondență la alegerile prezidențiale senator PSD Dan Manoliu